Binecuvântat să fie Domnul! E adevărat că Domnul este adăpostul, adăpostul, nostru, este lumina noastră și ne bucurăm pentru că a rânduit seara aceasta de părtășie să fim aici împreună. Pe mine personal m-a ajutat ca să vin de la Suceava, m-am pornit dis de dimineață pe la 5 și jumătate și cu ajutorul Domnului fără Evenimente nedorite, fără peripeții Am ajuns cu bine la dumneavoastră Calculând eu, stând acolo pe, pe bancă După aproximativ șase luni de zile Ce repede a trecut jumătate de an Nu-i așa? Ce repede trece viața noastră Parcă uneori am dorit ca să oprim așa timpul în loc Dar constatăm că suntem neputincioși pentru că lucrul acesta este imposibil și atunci singurul lucru pe care putem să-l facem este ca viața noastră să treacă frumos. Amin? Dacă slujim pe cel mai frumos, așa cântăm o cântare, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine, să ne ajute Domnul în vremea aceasta finalului să trăim frumos ca în timpul zilei. Să mă ajute Domnul și pe mine și pe dumneavoastră. De la Suceava vă aduc salutări sfinte din partea fraților care au știut că vin la dumneavoastră în zona asta țării. Ei vă transmit harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și peste familie dumneavoastră. Dragii mei, N-am să mai citesc alt cuvânt, o să rămân la psalmul 30, de unde fratele Mihai a citit în deschidere. O să preau un verset de aici și încerc să am un cuvânt de învățătură. Spuneam că trăim vremea sfârșitului. Cred că suntem conștienți de asta. Discut cu oamenii care nu sunt familiarizați cu Biblia, cu părtășiile din casa Domnului, oamenii din lume, și au ajuns la această convingere că sfârșitul tuturor lucrurilor e aproape. Îmi spunea cineva, domnule, ce trăim acum, n-am mai trăit niciodată, deși am o vârstă venerabilă, se simte parcă totul plutește așa, că nu mai este mult și cel ce vine va veni. Și noi spunem în această seară, maranata. Vino Doamne Iisuse! Și cine aude să zică? Amin! Vino Doamne Iisuse! E numai că în vremea asta, a finalului, e vremea clătinărilor și a căderilor. Dacă ați fost atenți, un verset de aici, din Psalmul 30, versetul 6, spune așa, David, exprim aceste cuvinte, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Știți că vremea asta e o vreme în care foarte mulți se clatină? Și nu doar că se clatină, dar nu puțini ajung ca să fie doborâți, să cadă la pământ jos, pentru că vedeți dumneavoastră, după clătinare, dacă se clatină un pahar, dacă se clatină un obiect, după ce se clatină, de regulă urmează prăbușirea sau căderea. Și atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă în seara asta să vorbesc despre lucrurile cu care trebuie ca să fie umplut vasul nostru, pentru că dacă un pahar este umplut, este plin, nu se mai clătină, nu? Adică conținutul acela îl ajută ca să se stabilizeze. Dar de ce s-a clătinat și a căzut? Pentru că n-a fost plin de ce trebuie, a fost plin de pofte. Întrebarea este în vremea asta, noi suntem plini sau goi? Și dacă suntem plini cu ce? La un moment dat, Domnul se uită la un proroc al Vechiului Testament, Iona, pe care l-a trimis ca să ducă un mesaj de pocăință la sirieni, la cetatea Ninive. Și când s-a uitat la el, a văzut că e plin, dar nu cu ce trebuie. Știți de ce era plin Iona? De mânie. Și Domnul întreabă, îi spune, Iona, bine faci tu de te mânii. Și -o zis, bine fac, auziți, și mă mânii până când? Până la moarte. Alții plin de egoism, alții plin de invidie, alții plin de răutate, alții plin de zgârcenie, nu? De atâtea lucruri negative. Noi vrem să fim plini de ceea ce trebuie, de lucruri bune. Doamne, binecuvintează-ne! Așa că Dumnezeu uh, mi-a pus pe inimă să rostesc mesajul ăsta, lucruri cu care trebuie ca să fim plini, ca să nu ne clătinăm. Să rămânem în picioare, amin, până la final și Domnul să ne răsplătească pe frunțele noastre să pună cu nuna slavii, cu nuna neprihănirii, așa să ne ajute Dumnezeu. În primul rând, prima uh, afirmație pe care vreau să o fac, ca să nu ne clătinăm, să nu ne prăbușim, să rămânem în picioare, să biruim, în primul rând avem nevoie de plinătatea cuvântului. Plinătatea cuvântului. Oare suntem plini de cuvânt? Sau de ce suntem plini? Uitați-vă că o grămadă la ora actuală splin de bârfă. Dacă s-aude un subiect undeva, nu dau eu acum a anumite indicații, dar așa sunt o grămadă de creștini care sunt plini de bârfă, plini de curiozități. Ai auzit acolo ce-a fost, ce s-a întâmplat, care e situația? Dar cum stăm cu plinătatea cuvântului? Zice Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1 cu versetul 16, căci mie nu mi-este rușine, de ce? De Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea ce este? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, a, întâi a Iudeului, apoi a Grecului, spune aici Apostolul Pavel. Adică oamenii care sunt plini de Evanghelie sunt oameni puternici și oameni care în momente grele, de încercare, de, 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 de prigoană, poate, atunci când sunt prigoniți atunci când trec prin uh, suferințe, prin greutăți, nu se vor clătina, vor putea ca să rămână în picioare și să biruiască, pentru că Evanghelia, repet, din nou are, are putere. Cântăm acea cântare, Evanghelia are putere, Evanghelia nici când nu pere. Citeam mărtuie unui frate, care nu mai este acum în viață, dar pe timpul comuniștilor a fost uh, închis și pentru că era considerat un pericol pentru, pentru partid, pentru sistemul de atunci, au spus trebuie să scăpăm de el și îl punem singur undeva acolo într-o celulă în beci, să nu discute cu nimeni, să nu converseze, să fie singur în felul ăsta, să-și piardă mințele, să nebunească. L-au ținut acolo trei ani și jumătate. Ei dădeau mâncare, apă, avea toaletă acolo în cameră, avea patul, n-a vorbit cu nimeni, n-a văzut soarele, trei ani și jumătate. După trei ani și jumătate, când l-au scos, omul era întreg, cu mintea lucidă și s-o speriat comuniștii. Dumnezeu i-a dat biruință, a ieșit afară și apoi l-au întrebat frații, cum de-ai rămas în picioare? Pentru că ei au vrut să te zdrobească. Cum de nu te-ai clătinat, nu te-ai prăbușit, că treia ani și jumătate în condițiile alea. Nu a fost simplu și nu a trecut ușor. Ce te-a ajutat? Și răspunsul a fost în felul următor. Evanghelia. Ceea ce m-a întărit în fiecare zi și mi-a dat putere să rămân în picioare, să nu mă clătin, a fost Evanghelia. În fiecare zi citeam cuvântul. Și au zis, cum adică îl citeai? Doar nu te-au lăsat comuniștii cu Biblie în celulă, ce deci, nu, toate mi le-au confiscat. Dar nu putut ca să-mi ia Evanghelia din inimă. Strâng cuvântul tău unde? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cât ai strâns? Dacă ar veni acum vremea să, să confiște Evangheliile, rămânem cu ce am strâns. Cât am strâns? Știți, dragilor, m-am gândit numai un verset pe zi să învățăm, să memorăm un verset pe zi. Într-un an de zile 365 de versete. Dan 10 ani de pocăință. Dan 20 de ani, dan 30 de ani, dan 40 de ani de pocăință. Cu ce rămânem? Ce am strâns? Ce am strâns? Suntem campioni la telefoane, la Facebook. La comentarii ironice am văzut. Când cineva predică, jumătate sunt comentarii negative. O greșită acolo, nu au făcut bine acolo, nu cu tare, nu cu tare. Dispute acolo uh, de numai. Stăm pe TikTok, stăm pe, pe, pe Instagram, poze de tot felul. Cât stăm în Biblie? Cât citim din Scriptură? Pentru că sunt unii care nu citesc cu săptămânile sau chiar cu lunile din Scriptură. De asta are loc clătinarea și prăbușirea multora, pentru că n-au Evanghelia, pentru că ceea ce ne ține în picioare nu sunt poveștele. Știu că unii la predică așteaptă doar povești. Cu atâta se hrănesc. Nu poveștele și întâmplările astea nemuritoare ne țin pe noi, ci puterea Evangheliei. Lăudat să fie Domnul! Știți că biserica primară, cei din tâi creștini, stăruiau în patru lucruri. Primul dintre ele, ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătură frățească, da? adică erau o familie unită în adevăratul sens al cuvântului, în frângerea pâinii și în ce? Erau cei patru piloni, dacă vreți, ai bisericii primare. Și primul dintre ei, enunțați, este învățătura apostolilor. Cum stăm la ora actuală? Suntem plini de învățătura Cuvântului Sfânt? Avem asta la bază? Doresc să ne ajute Dumnezeu să strângem Cuvântul Domnului. Îmi vine în minte acum un exemplu. Ioan Botezătorul, care a fost un mare om al lui Dumnezeu, a avut și el un moment de clătinare, vă amintiți? Pentru că Ioan n-a făcut niciun compromis. Atunci când au venit fariseii, unii dintre ei, când au venit toți ca să fie botezați, Ioan nu a spus extraordinar, domnule, citare am ajuns. Dacă vin și preoță ca să fie botezați de mine, ia să-mi fac o poză cu ei, să o pun la album. Când Ioan îi vede, întinde mâna către ei și spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ieșiți afară din Iordan și duceți-vă întâi și vă pocăiți. Faceți roade vrednice de pocăință. Apropo, la reșița așa să de botezul? Pentru că există o învățătură acum, lasă-l frate că s-a pocăit după. De ce spune Ioan pui de năpârci? În câmpia Iordanului erau foarte multe năpârci. Datorită căldurii s-a prindea păiușul acela și când venea focul, știți unde săreau năpârcile și puii în Iordan, în apă. Până se stingea focul. Cum ieșeau năpârcile care intrau în Iordan? Cum ieșeau din, din, din Iordan după ce trecea focul? Tot năpârci. Tot năpârci. Năpârci intrau și năpârci ieșeau. Așa e și în vremea de astăzi. Foarte mulți slujitori botează năpârci. La noi în adunare am avut o soră model, serioasă, pocăită, tot ce trebuie, singura din familie. Când o trecut la Domnul, ne-am mobilizat și am spus e uh, un moment în care trebuie să ne prezentăm bine, să facem evanghelizare, să ne facem partea noastră. Ne-am organizat cu predicatori, recitatori, cântăreți, după ce am făcut toată lucrarea, au venit familia, soțul copiii și au spus, domnule pastor, cât ne costă? Și am spus nimic. E sora noastră, noi am venit cu drag, noi ne ocupăm de toate în numele Domnului Isus. s o bucura familia, au spus aleluia. La câteva săptămâni trezim cu soțul ei la adunare, pentru că eu spus, eu spus copiii așa, ai văzut ce mormântare au făcut pocăiții lui mama? Și nu o costa nimic. Și numai mult, oricum urmezi, du-te la ei acolo, înrolează-te, fă ce trebuie ca să te ducă gratis. Și a venit omul la adunare, l-am văzut că el vine la adunare, dar era năpârcă. Vara cald, mai drăgea câte o bere, frumos așa, se uita, nu vine pocăiță, o băga sub veston și vine la adunare, vreau botezul, frate păstor, când îmi ai botezul? L-am chemat și am spus, Neioane, dumneata, de ce vrei botezul? Eu știu de, de ce vrei, Vreau o mormântare gratis. Uite, ți promit aici în fața fraților, în fața Domnului și a familiei, că eu te mormântez gratis, dar botezul nu ți-l dau. Noi mai facem o evangelizare pentru, pentru familia Dumitale. În numele Domnului facem. Dar noi nu ne jucăm cu asta. Nu facem spectacol, nu facem show. Că foarte mulți fac spectacol la ora actuală. Ei, Ioan Botezătorul, așa era, un om tare, puternic, nu se clătina. O venit Irod, Cărmuitorul din, din uh, Iudeea și când uh, l-a văzut, Ioan i-a spus adevărul, tu trăiești, e lua nevasta uh, fratelui tău, ai luat-o pe, pe cumnata ta, pe Irodiada, trăiești în păcatul curviei, păcat înaintea Domnului, s-a dus la cu trăsură cu tot. La un moment dat l-au arestat, l-au băgat în temniță și uitați-vă că Ioan botezătorul are un moment în care se clatină. Îi cheamă pe ucenicii lui și le spune următorul mesaj. Duceți-vă la cel ce botează dincolo de Iordan, la Isus, și întrebați-l, el e cel pe care îl așteptam să vină? Sau trebuie să vină? Cum adică? Dar tu ai zis, n-ai întins mâna și ai spus Ioane, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumei. Matei, capitolul 3, la Iordan, n-ai spus așa? N-ai spus ucenicilor tăi că nu ești vrednic să-i dezlegi cureaua încălțămintei, că o veni vremea ca sub tu să te micșorezi și el să crească? Își are lopata în mână, da? Adică ai, ai avut o mărturie frumoasă la adresa lui. De unde momentul ăsta de clătinare? La greu, la încercare? În momentele acelea dramatice pentru el, s-a clătinat. Și când ucenicii lui se duc la Domnul Isus, nu i-a spus Domnul Iisus, da, spuneți-i că eu Cum procedează Domnul Isus? Ce le dă ucenicilor lui ca să-i ducă? Știți ce? Evanghelia. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți. Orbii văd, surzi aud, muții vorbesc, la săraci li se vestește Evanghelia. Evanghelia. Cei stăpâniți de dur necurate sunt eliberați. Pentru că Evanghelia are putere. Duceți-i cuvântul. lăudați să fie Domnul. Ca Ioan să fie din nou umplut de cuvânt. Și când o venit și au spus cuvintele astea din partea Domnului Isus, dintr-o dată se întărește. Și nu se mai clatină. Ioan stă în picioare cu demnitate. N-a contat că fata Erodia de a dansat și o cerut la îndemnul mamei sale capului Ioan Botezătorul, pentru că Irod era gata să-i dea jumătate din de împărăție. A căzut capul unui sfânt, că toți studiați pe sfinți, am înțeles personajele pozitive din Scriptură, însă omul acesta a plecat cu demnitate, fără să aibă frică de moarte. Pentru că a știut că lucrarea lui s-a încheiat, el a pregătit calea unsului și pleacă acasă la Domnul ca să primească răsplata. Așa că, Doamne, ajută-ne și pe noi în vremea asta să căutăm să ne umplem de cuvânt, Amen, De Evanghelie. Pentru că Evanghelia are putere. Slăvi să fie Domnul. Doi. Ca să nu ne clătinăm, să nu fim doborâți, să rămânem în picioare, avem nevoie, în al doilea rând, de plinătatea credinței. Deci plinătatea cuvântului, să fim plini de cuvânt. Doi, să fim plini de credință. Romani, capitolul 10, versetul 17, credința vine în urma ce? Auzirii, spune Apostolul Pavel, iar auzirea vine prin cuvânt. O să vă citesc din 1 Tesalonicen, din capitolul 3. Uitați-vă ce spune aici Apostolul Pavel. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Pentru ca nimeni din voi rețineți exprimarea să nu se clatine în aceste necazuri. Că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Coborâm puțin mai jos la versetul 6, dar chiar acum a venit imotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem. Pe voi. Versetul, versetul 9 și 10: Cum putem noi oare să mulțumim în lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru, zi și noapte? Îl rugăm nespus să, pute, să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Pentru că gândul lui Pavel pentru cei din Tesalonic era următorul. Ei să fie plini de credință. Dacă mai lipsește ceva în direcția asta, în privința asta, noi vrem ca să vă ajutăm ca să fiți un plus de, de credință. Doamne, ajută din și pe noi să fim tot așa plini de credință. Lăudați să fie Dumnezeu. Trăim o vreme în care sunt multe necazuri. Familii afectate, familii încercate. Uitați-vă, cancer peste tot, unde te duci? Chiar ieri am primit o, o veste, o profesoară de la noi din localitate, 41 de ani, a plecat la un consul de rutină. Cancer în gradul 4. Tineri de 30 de ani, cancer la colon, ceea ce nu era acum 30-40 de ani, că asta e o boală pentru cei de 60 de ani, 60 ceva de ani. Asistăm, dacă vreți, la o epidemie de cancer. Știți că foarte mulți în vremea asta se clatină. Și pe unde mă duc, văd frați speriați, surori care vin și mă întreabă, frate păstor, mai lucrează Dumnezeu? Și eu spun, lucrează. Pentru că vestea bună pe care o am la Reșița în seara asta, aici la izvorul veții, Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu este același ieri, și astăzi, și mâine, și poi mâine, și în vecii vecilor. Dacă noi ne-am schimbat, poate nu mai suntem aceiași cum eram acum 30 de ani, în pocăință, în tot ce vreți. Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu rămâne același. Și El lucrează acolo unde e credință. Le spune corintenilor la un moment dat, pe voi înși vă, cercați-vă, dacă mai sunteți cum? în credință. Sau Luca 18 cu o parte a doua acelui verset, spunea Domnul Iisus, când va reveni Fiul omului, da? Ziua aceea, va mai găsi El? Nu o credință declarativă. O credință adevărată, o credință reală. Plinătatea credinței ca să nu te clatini și să rămâi în picioare. Să ne ajute Dumnezeu. Exemplu din Scriptură, Doi împărați, capitolul 4, primele șapte versete, o minune acolo, înmulțirea un de lemnuri în casa unei femei văduve. Ce se întâmplase de fapt? Îi murise bărbatul, soțul ei, care era proroc al Domnului. În înțelegerea mea, era o văduvă relativ tânără, pentru că avea doi copii minori, minori. Înainte ca soțul să plece din lumea asta, să-l cheme Dumnezeu acasă, făcuse un împrumut. Interesant e că Dumnezeu nu l-a avertizat, nu i-a spus, nu-i vremea să faci datorii. Mai Dumnezeu nu spune, nu l-am împrumut că vei muri, că nu așa vorbește Dumnezeu. Dar putea să spună, să-l atenționeze, proroc fiind, nu-i vremea să împrumuți acum. Face un împrumut, rămâne femeia fără bărbat și cu povara datoriei. Cel care, de la care o luat împrumut, cămătarul, da? bogatul, vine acum și o amenință, n are pic de, de milă de ea și spune, dacă nu-mi dai, nu -mi restitui suma, cum am înțeles cu bărbatul tău, să știi că îți iau cei doi copii ai tăi și vor fi robii mei. Se pare că avea autoritate. Putea să facă lucrul ăsta ce îmi place mie la femeia asta nu se clatină. Câte femei nu s-ar fi clătinat? Nu să rămâi văduvă fără bărbat. Să rămâi cu povara asta dătoriei și să existe pericolul imens să fie luați copiii de lângă tine. Însă ea leargă, știți unde? La omului Dumnezeu. La Elisei. Și îi prezintă situației, încercarei, necazul ei, durerei și spune, uite, știi că soțul meu l-a slujit pe Dumnezeu, s o temut de Dumnezeu și acum trecem pe aici. Și el îi spune, ce pot să fac pentru tine? spune ce ai acasă. Interesant e că ea avea acasă ceva. Știți ceva avea acasă? Avea un vas, cum avea? Spuneți-mi asta, că știți Biblia. Ca să nu fiu un monolog plin. Cu ce? Cu un de lemn. Avea un vas plin cu un de lemn. Zice, asta am acasă. Foarte bine. Foarte bine. du și cere de la vecinii tăi vase cum? Goale, că ăștia au goale, nu le-au pline. Da? du și le-a, cere, dar nu puține, cere multe. Acum, eu deduc de aici că femeia asta era plină și de pace. Trăia în pace cu toți vecinii, că altfel nu se făcea minunea. Putea să spună Elisei, păi nu mă trimite că eu m-am cu toți mai cunoașteți penticostali care se iertați cu toți vecinii? Eu cunosc. Ei spocăiți, când predică, da, unde numai ca o problemă, îți iertați cu toți vecinii. Și întotdeauna vecină îți vinovați, nu ei. Ei, femeia asta, deducem că trăia în pace cu toți vecinii. Acum se vorbea în localitate de situația lor. El, proroc, o murit, o rămas soția cu datorie, cu copiii în pericolul ăsta, să gândeau vecinii, oare ce-o fi cu familia asta? Se alege praful? Dintr-o dată văd cum cei doi copii cu treieră ulițele satului și merg din ușă în ușă. O fi spus, vorbeau în casă soțul cu soția, sigur vin după ajutor. A nu le dăm, cum să le dăm, domnul ăștia? Că doar să-ți înapoi? Și când deschide ușa, ce vreți mă? ne a trimis mama, vecine, vecino, ca să ne dați, am știu noi că la asta ați venit, dați așa, să ne dați vase goale. goale. Bă când au zis goale, așa s-o bucura vecinii, au fi spus aleluia. Păi bine că le cereți goale. Nu le cereți, plini, pline, că e una să te duci la un vecin să-i spui vecinii, dăm 10 borcane goale și alta să spui dăm 10 borcane cu hribi. Nu? E diferență sau nu? E păi, diferent. Pe păi cine îți dă? Bă, păi, tu te-ai dus la cules, la pădure, ai stat la umbra, cum de Dacă îi spui, dăm 10 verse... borcani goale, cred că ți le dă marea majoritate. O luat, o spus Elisei în felul următor, închideți ușa după voi, trageți ușa și din vasul la plin, turnați și le umpleți. Ce-o trebuit acolo? Plinătatea credinței. Amin? Amin? Că dacă nu avea credință, putea să spună mama asta, păi te joci cu asta o săptămână. Tor din asta plin în altul, umpli pe ăla. După aia în altul și în altul. Eu mi imaginez că această mamă și-a luat copiii. Cred că e o strâns așa, i-a luat de umi și o fi spus, dragii mamei, voi nu veți ajunge niciodată robia acelui om. Pentru că tatăl vostru, l au slujit pe Dumnezeu. În casa noastră Dumnezeu lucrează, a făcut minuni și Dumnezeu va face o minune și azi. Din vasul ăsta plin, Domnul le va umple pe toate și Dumnezeu ne va da biruință ca să, să putem să rămânem o familie, să rămânem împreună. Și spune Scriptura că copiii apropiau vasele și mama turna. Un vas, două, trei, zece, cincizeci, câte o fi fost, nu știm numărul lor. Când s-a umplut ultimul vas, o zis copiii, toate vasele spline. S-a oprit unde lemnul. Și acum mai imaginați-vă, aleargă femeia asta la Elisei și strigă, Elisei, Elisei, omul al lui Dumnezeu, toate vasele spline. Minune în casa mea, Dumnezeu a lucrat. du și vinde unde lemnul, valorifică-l și cu banii pe care obții. Plătește-ți datoria și Domnul le-a făcut de cunoscut că mai rămâne. Cu ce să rămâne? vei trăi tu și copiii tăi, pentru că Dumnezeu este tatăl orfanilor Amin. și apărătorul văduvelor. Merită să spunem în seara asta lăuda să fie domn Amin. Mai face Dumnezeu minuni și azi? Vindică Dumnezeu bunavi și azi? Înmulțește Dumnezeu și azi? Amin. Slăvit să fie domn Ne-am rugat pentru un frate de la Chicago, pot să spun numele, chiar dacă se înregistrează, Iosif Boboc, tată a șase copii. Anul trecut, 2023, medicii au spus că nu-l prin sărbătorile. Avea cancer la colon, extins. O pleca părinții, uh, unii dintre frații lui, un cheș, pentru că sunt o familie mai numeroasă să-l vadă pentru ultima dată. S-au rugat frații, s-au rugat biserica, are părinți credincioși de aici, de la Timișoara, familia Boboc, care sunt membri la Elin Timișoara, s-au rugat pentru el și Dumnezeu s-a atins de Iosif. Și când medicii au spus, imposibil, nu se mai poate face nimic, a intervenit cel care poate să facă din imposibil posibil și acesta e Dumnezeu. Domnul s-a atins de Iosif și Iosif la ora actuală merge pe șantier, pune gresie și faianță. Trebuia să fie în mormânt, în groapă din decembrie 2023, Iată când dată se gate 2024 și merge la muncă. Pentru că Dumnezeu nostru e viu, Dumnezeu nostru trăiește, Dumnezeu nostru face minuni. Să spunem în seara asta, lăuda să fie Domnul. Domnul lucrează acolo unde e credință. Du-te și facă ți se după ce? După credința ta. Doamne ajută-mi. Îmi dau un exemplu din Biblie. Fapte capitolul 12, Petru izbăvit de unde? Din temniță. Ce se întâmplase? Irod l-a prins pe Iacov, i-a tăiat capul cu sabia, declanșase prigoană în rândul credincioșilor și a fost prins și Petru. Și a spus Irod, vreau să fie păzit bine pentru că este un lider important. Patru gărzi, câte patru ostași, 16. Doi dintre voi intrați cu el în celulă, închideți celula și 14 patru la hol, Ca să pot să mă culc liniștit, și dimineață să le execut. Mai imaginați-vă, intră Petru cu ceilalți doi legat de la, cu lanțuri de mâini, de picioare și de ei, un scut uman, unul la stânga și altul la dreapt. La miezul nopții, spune textul, Dumnezeu a trimis în temnița din Filip pe un înger de-al său. Ce făcea Petru? Dormea de abinele. Nu se ruga, biserica se ruga. El dormea. Uitați-vă în Biblie. Așa dormea, de nu o nimic. Eu fost greu la înger să-l trezească. O trebuie să ia o suliță, să-i dea în coastă. Eu, eu dat în coastă bine, cred că eu făcut fisură. Ca să-l poată, nu putea trezi. Abia afară, la aer, să o trezi Petru. Dar de ce dormea așa de bine? Eu așa mă imaginez că eu le fi spus la soldați, băi, vreți să dormiți bine și voi și eu? Pe capul pun pe unul, picioarele pe altul și noapte bună. De ce dormea Petru? Pentru că avea plinătatea credinței. Că dimineață nu moare. Că dacă știi că mor dimineață, îți mai arde somn? Ma, Petru avea familie. Dacă avea soacră vindecată de friguri, clar că deducem avea și nevastă și probabil și copii. Dar nevastă cel puțin. Nu dacă știi că dimineață treci ca martir. Te gândești, nu la soacră neapărat. Dar te gândești la nevastă, la copii, faci o autoevaluare a lucrării. Acum cum să dormi așa? Pentru că Petru știa că nu moare dimineață. Pe ce se baza? Pe cuvântul Domnului. Spus unde? La Marea Tiberiadei. Și prin cuvânt vine credința, plinătatea credinței. Eu spus Domnul acolo, când vei îmbătrâni, altul te va încinge și te va duce acolo unde nu vei voi, unde nu vrei tu adică a știut pentru că nu moare dimineață că n-are irod ultimul cuvânt a vieții, asupra vieții lui ultimul cuvânt îl are Dumnezeu pentru că viața mea și viața dumneavoastră este în mâna lui Isus. să spunem în seara asta Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Așa că Doamne umple-ne pe toți de credință n-ați vrea să ne facă Domnul cercetare în seara asta să vedem cum stăm cu plinătatea credinței. Poate avem puțină credință. Domnul i luat pe ucenici și a spus să trecem Marea Galilei, să trecem în partea cealaltă. Și când s-a pornit era soare, numai că la un moment dat începe furtuna. Domnul dormea, unde? La cârmă. Au încercat ucenicii, că unii dintre ei erau pescari, nu? Să facă ce pot, acolo, numai că valurile foarte mari amenințau cu rabia să o sfărâme. Știți care era credința lor? Că mor. Pentru că s-au dus la el și au încercat să-l trezească și au spus învățătorule, învățătorule scoală-te, nu-ți pasă că noi pierim? Și dintr-o dată se ridică Domnul. Și nu vorbește cu ei, vorbește cu marea, cu vântul. Și spune, mare, liniștește-te, vântule, oprește-te. Și s-a făcut o liniște mare, într-o clipă. Și ucenicii s-au uitat unul către altul și încremeniți. Au spus, cine este acesta pe care îl ascultă și vânturile și marea? E Dumnezeu, ce stă mai sus de stele și ține totul prin al său cuvânt. Lăuda să fie Domnul, glorie Lui. Și apoi le spune lor, Prea puțin, v-am verificat. Nivelul credinței e cam mic. Dacă Domnul vine la izvorul veții reșița și ne verifică nivelul credinței, pe unde suntem? Doamne, umple-ne cu credință. 3. În al treilea rând, uitându-mă în scriptură, ca să nu ne clătinăm, să nu ne prăbușim, să putem să rămânem în picioare, să biruim, avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne! Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 7, este vorba despre Ștefan, un slujitor al Domnului. Citesc de la versetul 55, Dar Ștefan plin, auziți, de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer. Și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui, s-o Ștefan. Gândiți-vă că Ștefan era singur și acolo erau zeci. De oameni care îl atacau cu pietre, care se dezbrăcasă de hainele lor și le păzea Saul. Spunea: lăsați că am eu grijă, voi da dați cu pietre. Mă uit la Ștefan, nu se-i de deloc. Nu se uită la ei, la la, la uh, uh, scrâșnirea dinților, la uh, expresia uh, violentă de pe fețele lor, la urletele lor, că unii răcneau pur și simplu, când auzeau cuvintele lui și aruncau cu atâta ură, cu, cu bolovani, cu pietrele acelea, ca să reducă la tăcere, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, se uită în sus și spune, văd cerurile deschise. Îl văd pe Hristos, care stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și noi spunem în seara asta, aleluia. Păi să nu te clat, de ce nu te nu s-a clătănat Ștefan, pentru că era plin de Duhul Sfânt. Nu știm ce va fi cu noi. Mă întreabă unii, frate Ionică, dumneata, ce spui? Noi mai prindem așa ceva din, din necazuri, din încercări, din greutăți, așa prindem ceva? Zic, nu mă, ne ia Domnul de la grătare de la mesă, din mercedesuri, din viloai așa faini cu fântâni arteziene și ne duce în cer lângă ea care o stat și o plătit un preț. Fiecare generație a plătit ceva. -te -te -te. Și dacă sunteți receptivi în vremea asta, parcă se pregătește ceva, lucrurile încet încet să strâng. de e important și noi să ne pregătim și avem nevoie să fim plini de un delem sfânt de Duhul Sfânt. Amin. Cum stăm cu plinătatea? Aleluia. Știți că foarte mulți penticostali trăiesc în amintiri? Când eram eu tânăr, m-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt, dar azi mai ești? Azi mai ești? Eu la mașină am o problemă, la șaranul meu, consumul ulei. Eu spun cineva, băi, schimbă ulei. uleiul, un loc de castrol, pune motul. Eu am pus motul și am o, o, o riglă de aia pe care tot o, o ridic, șterg cu șervețelul și îi pun ulei numai dintr-o la minim. Papă uleiul, consumul ulei, știți ce fac? Torn, am un bidon cu mine, am o mașină, vă arăt la urmă dacă vreți, torn acolo bidonul și fac umplerea. Dragilor, în bătălia asta spirituală consumăm și noi. Și avem nevoie de reumplere, și iar de reumplere, și iar de reumplere, toată viața. Doamne ajută-ne! Văd atitudinea unora care zice, băi, stăruință, avem stăruință perioada asta, dar nu e pentru noi, zice, pentru ăștia care n-au Duhul Sfânt. Ba, și pentru noi? Stăruința e și pentru, pentru cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne! Pentru că avem nevoie de, de reumplere, de reîmprospătare, mereu și mereu, toată viața. Avem nevoie! Păi de unde, cum să te umpli de Duhul Sfânt dacă, dacă nu vii la adunare? Unde te umpli? La pescuit? Când îi slujul, tu pești la pește? La piață? Sau în altă parte? Sau pe, 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 stadioane pe unde se duc unii că joacă nu știu care? Acolo te umpli de altceva. Noi suntem chemați să fim la părtășie aici, pentru că atunci când ne adunăm, Domnul face umplerea. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care durna pe capul lui, se pogoară pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care udă munții Sionului, căci acolo, în seara asta aici, aici, la izvorul vieții, Domnul dă binecuvântare. Amin? Amin. Doamne, binecuvintează-ne și umple-ne cu Duhul Sfânt. Știi că în timpul unei predici Domnul te poate umple cu Duhul Sfânt? Când se recită o poezie, Domnul te umple cu Duhul Sfânt. Aleluia! Când cineva dă un îndemn, Domnul te umple cu Duhul Sfânt. Eram cu un prieten de-al meu, de la Suceava, cu Daniel Hârtie, în Bihor, la Burzuc. N-am să uit asta niciodată. Ne-a invitat frații acolo. Și era timp de rugăciune. Și frate Daniel, cântă o cântare sau două și o cânta cu acordeonul. El mai face greșeala și mai cântă cu negative. Eu am spus, băi, lasă negativele, că astea alungă harul. Dacă ți-o da Dumnezeu acordeon și ai mână sănătoasă, cântă cu acordeonul, cu oricum ăsta e membru la penticostal. Atât, numai aici are loc. Și când a început să cânte o cântare, ascultați-mă aici, s-a coborât Duhul Sfânt peste adunare. S-a un prolog de acolo, fratele Mihai, de la Burzuc, în picioare, când a început să vorbească în limbi și toată adunarea, ne-am rugat 50 de minute. s au umplut toată adunarea de Duhul Sfânt. Nu mai... Am predicat după, dar nu mai merge predica. Știți că sunt momente când predica nu merge? Când noi cântăm o cântare, lăsați Duhul Sfânt ce să facă? Să-L lăsăm să lucreze cum vrea El. Că uneori avem tiparele noastre. Noi, bă, cam așa, îngrădim, văd programe. Trei minute cântarea Iisus te atinge, patru minute, nu știu ce, două sfânt am treabă în altă parte. Stați voi aici cu tiparele voastre. văd dacă în timpul unui, unei cântări intrăm în rugăciuni, ce-i păcat? Nu, nu-i păcat. Lăsați două sfânt să lucreze cum vrea el. Și atunci sunt rezultate. Bun, nu facem așa, nu forțăm lucrurile, că unele forțează. Dar când e prezența și puterea Duhului Sfânt, când se manifestă Duhul Sfânt, să lăsăm să lucreze. Sunt adept la așa ceva. Și asta vreau să văd o lucrare autentică. Asta vreau. Mi-e dor, sunt setat să mai trăiesc asemenea stării. Doamne, e milă de noi. Doamne, în seara asta la izvorul vieții, umple-ne de Duhul Sfânt. Ne-am săturat de forme, de atâta formalism. Ne-am săturat de, de, atâtea lucruri omenești. Vrem Duhul Sfânt, Doamne, să vină. Apa asta vie, să ne, să ne învioreze, că suntem uscați, Doamne. Ne uscăm pe zi ce trece, Doamne. Avem nevoie de puterea Ta să ne umple Dumnezeu pe toți. De asta avem nevoie. Ștefan a fost plin de Duhul Sfânt. Păi Iosif, cum a putut Iosif să reziste? Imaginați-vă, să, să, te vândă frații ca pe o marfă. Să ajungi în Egipt. O scurtă vreme eu mers cât de cât bine în casa lui Potifar. Dar pentru că a fost plin de două Sfânt, două Sfânt nu te lasă să păcătuiești. Duhul Sfânt spune nu păcatului și da sfințeniei. Și când nevasta lui Potifar au făcut avansuri, când asta te întrebă, o, o făcut ăla, o căzut ăla. De ce căzut? Nu-i plin de două Sfânt să plin de pofte. Că dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, ești plin de fire, e simplu. nu e nevoie de multe explicații. Când ești plin de Duhul Sfânt, ai atitudinea lui Iosif, care a spus femeie, când ei au propus, nu pot. Și nu pot de două ori, știi de deci ce nu pot? În primul rând nu pot, pentru că mă tem de Dumnezeu. Aleluia! Că Dumnezeul meu nu-i ca idolii voștri din Egipt, care au ochi și nu văd, urechi și nu aud, gură și nu vorbesc. Dumnezeul meu e viu. Dumnezeu meu mă vede. Are gură și vorbește. Amin. Și apoi nu, nu, pot din respect pentru soțul tău, care a avut încredere și m-a pus mai mare peste casa lui. O crezut că o lămurit-o. Însă femeia asta plină de pofte l-a urmărit în casă și a tras efectiv la propriu de haină. Interesant e că Iosif era călăuzit de același Duh ca și Pavel, de Duhul Sfânt, care vorbea în 2 Timotei, nu? 2 cu 2, fugi de poftele tinereții. Fuji, de... Nu mai sta și negocia. E explicat o dată, nu mai sta două doua oară. lăsat haina ca probă. Pentru că altfel era mai greu să-l acuze. Dar asta au scuturat haina. Au spus, uitați-vă, au adus evreul ăsta să dă la mine. Imaginați-vă. Nu l-a interesat pe Iosif ce spune lumea. Comul care e plin de Duhul Sfânt nu e interesat de ce, cum îl judecă oamenii. E interesat de ce spune Dumnezeu. Amin. Oamenii l-au negrit, au vorbit de rău. Dar chiar dacă l-au dezbrăcat de haida asta fizică, nu putut să-l dezbrace de, de haina mântuirii, de haina sfințeniei. Că David spune într-un psalm, închinați-vă Domnului îmbr îmbrăcați cu ce? Cu podoabe? sfinte. Sfințenia este podoaba casei Domnului. golul aruncat în pușcărie. Gol fizic. De era îmbrăcat pe dinăuntru. Și de acolo, din temniță, Iosif a putut să se roage. Și Dumnezeu l-a ascultat. Deși a stat 13 ani aproximativ în temniță acolo. Nu a avut drept la pachet. Nu l-a vizitat nimeni. Nu a avut program de recreere. O stat în groapa acolo. Condiții inumane. Să nu te clate? De ce? ce da puterea asta? Ce da puterea asta? Și o, 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 o visele paharnicului și apitarului. Și s au întâmplat exact la bilimetru. Știți ce? Plinătatea Duhului Sfânt. Aleluia! Când ești plin de Duhul Sfânt, nu te clate. Nu pierzi din luciditate. Asta e un semn. Ești așa lucid, cum Sfinții lui Dumnezeu. Și când visează faraonul, o scoate afară, că și aduce aminte paharnicul. Este acolo un tânăr care, exact ce a spus, o împlinit. i -o spus ce înseamnă visele. Șapte ani de belșug, vin și apoi șapte ani de foamete. Și o zis, spune un om capabil să strâng, strângă în cei șapte ani de de belșug, ca să fie provizii. Și o zis faraon, unde am putea să găsim noi alt om care e plin de ce? De ce e plin? De Duhul Domnului. Și noi spunem în seara asta, aleluia! Când ești plin de Duhul Sfânt, văd și aia din lume, păgânii. Amin? Nu te lauzi tu! Mai sunt unii, spuneau, cât vorbesc eu în alte limbi, nu vorbește tot adunarea. N-ai niciun Duh Sfânt, nimic. Trebuie să te lauzi Și dacă vorbești, ce? Eu am văzut o grămadă care vorbea în limbi, dar au lăsat nevasta și s-au recăsătorit. Și el vorbește în limbi și spunea cineva, zice, băi, n-ai ce să-i faci că vorbește în limb. Ce vorbește, mă? E de la satan ăsta. Pentru că Dumnezeu urăște despărțirea în un om care divorțează. N-are treabă cu Duhul Sfânt. Oamenii care dezvină bisericele, care, care, care splinde ură și vorbesc în limbi. Nu-i niciun Duh Sfânt. E o vorbire omenească, învățată, imprimată, rămasă cu ea. Atâta tot. Că unde e Duhul Sfânt, e Sfințenie, să spunem amin. amin. E unitate acolo, nu e dezbinare. de e important să fim atenți, frați și surori, de la Reșița, să nu ne înșele nimeni, că e vremea înșelărilor. O grămadă care vin și înșeală biserici. Domnul să ne ajute să fim stabili. Amin? amin. Să fim echipați. Când ești plin de Duhul Sfânt, iubești și pe cei care îți fac rău. Răspuns la rău cu? Bine, Bine. nu-l aștepți la colț Că acolo nu-i sfânt O venit frații lui După atâta timp nu mai cunoșteam, Că arăta ca un domnitor egiptean El e recunoscut Prima reacție când o ieșit afară Când o văzut o ieșit afară și o plâns O plâns de sucul tremurat Ar fi dorit să-i prindă în brațe Așa să-i să, să, să strângă Să le spună eu sunt Iosif Dar au vrut să afle adevărul de la ei Și să vadă s-o schimbată ăștia sau nu eu latare tare și-a spus, voi sunteți scoade, spioni, ați auzit că aici să rezerve, e greu și ați venit în țara asta să, să o scodiți, să o verificați. Și-a spus, nu domne, noi suntem frați de corp, avem acasă un tată bătrân Iacov care ne așteaptă, un, un, frate mai mic, Beniamin, ce stă lipi lângă tata și o zis ei, mai ales noi suntem oameni de treabă, băieți faini. Am să văd eu dacă sunteți așa, data viitoare că foamea te ține, să nu îndrăzniți să-mi vedeți fața dacă nu-l aduceți pe al mai mic. Cu voi, pe Beniamin, să văd, spuneți voi adevărul sau sunteți mincinoși? Unul rămâne aici cu mine, cu... Da? Până veniți? Și le-o pus și argintul, plata, grâului la gura sacelor. Când au ajuns acasă și au desfăcut, s-au speriat. O mâncat greul la numai necați. Pentru că se gândeau, domnule, ce ne s-a întâmplat, ce ne s-a întâmplat. Cum îi spunem lutata când se gata greu? Și Iacov vă spus, ce mai stați. Îi foamete, e foametea, puneți argint dublu și duceți-vă la omul ăla, care dă greu la toți. Omul care e plin plinde Duhul sfânt, strânge și dă la toți. Amin? Paharul lui îi plinde, dă la toți. Doamne, ajută-ne așa să fim. La izvorul vieții, așa să fiți. Să dați și la cei de lângă voi. Nu fiți grăciți. Păi, zice, dată, trebuie să i dai pe Benjamin. Cum adică Benjamin? De ce a spus la... Păi de unde să știm noi ce intenție are? Și Iuda face un pas în față și spune, Tată, răspund eu. Știa el că e vinovat, pentru că el a fost inițiatorul vânzării, el l-a vândut. Eu răspund cu viața mea, nu mă lasă -l. O, greu să desparte Iacov, poveste lungă, o scurtăm, ajung acolo, când îi vede Iosif, mai plânge odată, când îl vede pe Beniamin. Îi poftește în casă, îi pune la masă și paharul lui de aur îl pune în sacul lui Beniamin, zice, plecați. Trimite armata, garda, m-au predat, mi-au luat paharul de aur. I-au dus înapoi, ați spus că sunteți oameni de treabă. Unul dintre voi mi-a furat paharul. Sigur că Iosif știa unde l au pus, în sacul lui Beniamin. Dar e interesant e că începe prima dată, nu de la el, îl lasă la urmă să crească presiunea, suspansul. Și când la final desface sacul lui Beniamin și găsește paharul, toți s-au însperiat, toți s-au îngrozit. Și acum, o zis Iosif, voi sunteți liberi, el rămâne aici. Vreau să vadă, îl abandonează, cum au făcut-o cu el? Se descotorosesc așa de el? Nu au făcut un milimetru. Și o zis, nu, domnul meu, noi nu putem pleca, tu nu ne știi povestea. Mai mai avut un frate, unul, unul Iosif, care era bucuria lui tata. Dacă noi ne-am duce fără Beniamin, fără fratele ăsta mai mic. Tata n-ar mai avea motivație să trăiască. A spus Iuda, rămân eu aici că vinovat. Răspund eu, plătesc eu pentru toate. Și atunci Iosif n-a mai rezistat. A spus soldaților egipteni, lăsați-mă cu ei. Și le spune așa, uitați-vă la mine. Eu sunt Iosif. Doamne, ce mi-aș fi dorit să am o poză cu fețele lor. La toți. Le-a trecut toată viața așa prin față. Știți la ce se gândeau acum? La răzbunare. Dar omul care e plin de Duhul Sfânt, potrivit Roman 12, știe că răzbunarea nu e a lui. da cui? Nu te lăsa birui de rău. ci biruie? Rău prin mine. Și o să mă stați liniștiți, veniți aici. În toate am văzut că a fost mâna, planul și voia lui, Dumnezeu. Știa Dumnezeu ce vremuri vin, că vine foametea ca să salveze familia noastră și nu numai atâta lume. Dumnezeu a rânduit, stați liniștiți, i-a iubit, știți, până când? Până la capăt. Așa arată omul care îi plinde Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne! Patru. Ca să rămânem în picioare, să nu ne clătinăm, să nu ne prăbușim, avem nevoie ca să fim plini de prezența Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Plini. Undeva David spune într-un psalm, psalmul 16, dacă găsesc, într-un verset aici să citesc, ceva foarte interesant. Deci psalmul, psalmul 16, citesc de la versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, Rețineți, când este El, adică Domnul, unde i Domnul? La dreapta mea, nu mă... mă De ce spune aici, să-i -ai ascuns fața, da? În Psalmul 30. Doamne, prin bunăvoința ta m-a așezase pe un munte tare, dar ți i ascuns fața și mamă? Pentru că David n-a mai căutat fața. Domnului. S-a urcat pe acoperiș și-a căutat-o pe Batsheba. Ați înțeles? Și n-a mai fost prezența lui Dumnezeu în viața lui. De astfel are psalmul de căință 51 și spune am păcătuit, Doamne, nu mă depărta de la fața Ta, nu lua Duhul Sfânt de la mine, dă-mi iarăși ce? Ce am pierdut. Că cel care aduce bucuria mântuirii este Domnul. Lăudați să fie Domnul. Unde nu-i Domnul, nu-i bucurie. Cât fericirea mea, spunea Asaf, este să mă apropii de El. Glorie Domnului. Câte vreme Domnul a fost cu Samson, s clătinat? Nici vorbă. De unul singur biruia cetățile. Sfășia leu. Cu o falcă de măgar, spune Scriptura, a omorât o mie de filisteni, restul a fugit. A biruit o armată. Nu s-a clătinat. Să, să, fii tu, să -ai tu o, o, armă măcar, cu mâinile goale. De era Domnul cu el. Era prezența lui Dumnezeu în viața lui. Nu s-a clătinat. Ei, dar în momentul în care s-a coborât la Dalila, Domnul nu mai veni cu el. Și citim în judecător 16 când și-o deschis inima și i -o spus că a fost închinat Domnului, că nu i-a fost rase cele șapte șuvițe și au simțit că își deschide inima după ce l-a adormit și l-a legat și l-a tuns. A făcut o probă și a zis Samson, filistenii sunt? Și-a zis el, nu-i bai, am să mă ridic și am să fac ca altă dată, Dar nu știa ceva esențial, că Dumnezeu nu Domnul a părăsit primul. Rețineți. Primul l-a părăsit Samson pe Dumnezeu. Că nu Dumnezeu părăsește. Cu, nu, cu niciun chip n-am să te las, spune Domnul. Cu niciun chip n-am să te... Că stai lângă el. Că dacă tu te duci pe căile tale, plăcute de inima ta, te duci de fără Dumnezeu. Cum s-a dus Samson. A crezut că e grozav, a spus, mă voi scula eu, voi face eu, ca mai înainte. Dar fără Dumnezeu nu faci nimic. Pentru că despărțiți de El, nu putem face nimic. Nu suntem nimic. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui Dumnezeu să fie gloria și slava. Amen. Și s-o tulbura fără Domnul, s-o clătinat. I-au scos ochii fără anestezie. l au băgat în temniță și toată ziua învârtea la piatra aceea de râșniță. Din când în când îl scoteau la spectacolele lor, și aruncau în el cu fructe și îl scuipau și îl loveau și spuneau Uitați-vă la cel care de unul singur ne biruia armata. Și într-o bună zi Samsonul a spus, Doamne, Doamne, am nevoie de prezența Ta, Doamne. Doamne, vină în viața mea. Pentru că am înțeles că fără Tine este nimic, zero. Doamne, mai dăm putere numai o dată să mă răzbun pentru acești doi ochii mei. și a venit prezența lui Dumnezeu și a venit puterea lui Dumnezeu. Și-o dărâma pe aceea cu clădirea și spune Biblia, o murit împreună cu vrăjmașii lui. Pali de consolare. Pentru că Samson ar fi putut să aibă un alt sfârșit. Doamne, vrem să stăm lângă tine. Amin? Amin? Când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Prezența Domnului să fie la izvorul vieții. Prezența Domnului să fie în casele dumneavoastră și ultimul gând și ne rugăm. Încheiem. Vă bucurați? Spuneți amin. Ca să nu ne clătinăm, să nu ne prăbușim avem nevoie și de plinătatea nădejdii. Doamne ajută-ne! Pentru că cel care e plin, cel neprihănit, trage nădejde chiar și la moarte. Iov, eu zis nevastă să la un moment dat, când și-o pierdut sănătatea, când și au pierdut tot ce-o avut, când în curtea lui erau zece sicrie, îi spune așa, tu stai neclintit? Adică nu te clatini deloc. De ce nu s-a clătinat Iov? Știți de ce? Pentru că avea nădejde. O să vă citesc din cartea Iov, din capitolul 19, începând de la versetul 25. Spune Iov aici, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. În timp ce oamenii care nu l-au pe Dumnezeu, Crenau prin atatea cuvântului, a credinței, a Duhului Sfânt să clatină când medicul spune, nu mai sunt șanse pentru tine. Și dintr-o dată totul se prăbușește. Credinciosul copilul Domnului stă în picioare și spune, eu nu mă tem. Pentru mine spunea Pavel a muri, ce este? Câștig. Dar ce câștigi, mă? Când alții ar da sute de mii să mai trăiască un an, tu vii și spui că pentru tine moartea e câștig. Ce câștigi? Pe ce câștig? Moartea îmi face un bine. Îmi deschide ușa de acces către cer. Eu mă duc acasă la Domnul. O zis Pavel, știu unde mă duc. Știu la cine mă duc. Și știu pentru ce mă duc. M-am luptat, lupta cea bună, nu? Am păzit credința. Mi-am isprăvit. De acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului Isus. Mai spunea Pavel, dacă ne-am pus nădejdea numai în lucrurile lumii acesteia, suntem? Nădejdea noastră e în Dumnezeu. Puterea Lui e mare. Să spunem cu toții, Aleluia! Frați și surori, vrem să stăm înainte Domnului rugăciune. Sunteți de acord? Vă rog să vă ridicați. Trăim vremurile finale. Trăim vremurile sfârșitului. Nu puțin în vremea asta se clatină și cad. Se prăbușesc. Noi vrem ca să rămânem în picioare. Dar pentru asta avem nevoie să fim plini. Plini. Plini de ce trebuie. Doamne ajută-ne! Nu de lucrurile numii, nu de lucruri negative, să fim plini de cuvântul Evangheliei. Să fim plini de credință. Să fim plini de Duhul Sfânt. Să fim plini de prezența lui Dumnezeu. Prezența Domnului să fie în viața noastră. Amin. Și să fim plini de nădejde. Ne rugăm în privința asta și Duhul Sfânt să cerceteze adunarea. Amin. Și să ne rugăm în seara asta, Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. umple biserica ta din locul acesta de Duhul Sfânt. Dumnezeu să se îndure de noi. Și să plecăm și să mergem prin valea asta a plângerii, cum spuneau fiului lui Core, din putere în putere, din har în har, din biruință în biruință, până când vom ajunge acasă la Domnul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Intrăm în rugăciune. Doamne, te...